Dragii mei, și Hristos a înviat. Ne vom saluta cu acest salut mărturisire până la înălțarea Domnului, adică timp de 40 de zile de la Noaptea Învierii. Duminica de astăzi, cunoscută și drept Paștile Mici, în popor, bineînțeles, pentru că, cum vă spuneam, a fost o săptămână de sărbătoare. Chiar dacă, începând de marți, au început școlile, au început joburile, tot săptămâna de sărbătoare a fost. Uh, și se încheie sărbătoarea uh, cu duminica de astăzi. Iar faptul că a fost o, hai să spunem, săptămână cu totul altfel, uh, cu slujbe, repet, care în fiecare zi au repetat slujba învierii, a fost și faptul că ușile împărătești, ușile mari ale bisericii, cele două uși centrale. Au rămas deschise toată săptămâna. Au rămas deschise ca simbol uh, al faptului că Hristos, uh, prin aceste uși, a intrat și a ieșit în aceste șapte zile, rămânând cu noi în biserică. Ele s-au închis aseară la vecernie, așa așadar reintrăm cumva într-un într tipic liturgic uh, post-pascal, dacă pot să-i spun așa. Uh, iar duminica de astăzi, dacă ne uităm în calendar, poartă numele de Duminica Tomii sau Duminica Sfântului Apostol Toma. De ce? O să citim Evanghelia și o să vedem de ce. Evanghelia este de la Ioan, din capitolul uh, 19 și are următorul conținut. În vremea aceea fiind seară, în ziua ce din a săptămânii, ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis lor, Pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și asta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și Isus le-a zis iarăși, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Iar Toma, unul dintre cei 12, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Iar după 8 zile ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Isus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Urmează, dragii mei, timp de câteva uh, săptămâni, niște evanghelii care sunt toate legate de învierea lui Hristos. Evangheliile învierii, cum se numesc ele, până la uh, înălțare. Este vorba așadar de primele arătări ale lui Hristos ucenicilor săi. Am viat din morți, prima care s-a dus la mormânt, vom vedea duminica următoare, a fost Maria Magdalena ca să meargă să ungă trupul lui Isus cu mireasmă, adică să desăvârșească un ritual iudaic. <coughs> și când a ajuns la mormânt, a văzut piatra răsturnată de la mormânt și nu era nimeni înăuntru mormântului. Ba mai mult a avut o întâlnire cu un înger care i-a spus că Hristos a înviat și nu este aici. S-a spământat foarte tare, nu știa ce să creadă, ce să nu creadă. Dar mai pe urmă, Maria Magdalena s-a întâlnit cu însuși Hristos și i-s-a arătat. Atunci când i-a spus: "Nu te atinge de mine." Nu te atinge de mine, căci sunt nu m-am suit încă la tatăl meu. Ci du-te la frații mei, adică la apostoli și spune-le că îi voi vedea în Galileea. Cu toate acestea, în aceeași în, în seara învierii, iată Isus se arată lor în, în, în foișorul cine cele de taine. căci ni se zice aici în evanghelie că erau adunați în încăperea cea de sus de frica iudeilor. Ce înseamnă uh, acest lucru? Ce însemna acest foișor sau încăperea cea de sus? Uh, în săptămâna cu două zile, iertați-mă, sau cu o zi înainte, iertați-mă, cu o zi înainte de marea sa răstignire sau de marele său chin și mărețul și înfricoșătorul său chin pe care l-a îndurat pentru noi, Hristos a dat ucenicilor săi liturgia, ca dar. Și seara la cină a mâncat împreună cu ei, a frânt pâinea, le-a dat-o lor zicând, acesta este trupul meu, luați, mâncați, ca să se ierte păcatele voastre. Pe urmă a băut din potirul cu vin și a dat fiecărui apostol zicând, vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alegi celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Instituind astfel cea mai importantă slujire a bisericii de acum, jertfa cea fără de sânge. Dacă până la atunci se aduceau lui Dumnezeu jertfe bine plăcute, sângeroase, viței, miei, animale, păsări și așa mai departe, odată cu cina cea de taină, acea jerfă se anulează sau acel sistem de jertfiri se anulează, pentru că urmează un alt fel de jertfă. Urmează ultima și marea și cea mai importantă jertfă sângeroasă pe care umanitatea a adus-o lui Dumnezeu, și anume jertfirea pe cruce a Mântuitorului Isus Hristos. Odată cu învierea lui, jertfele sângeroase s-au încheiat și urmează un alt fel de jertfă, jertfa cea fără de sânge și anume pâinea și vinul, care sunt aduse în Sfânta Liturghie, se transformă în trupul și sângele lui Hristos și sunt consumate ca trupul și sângele lui Hristos de către credincioșii care s-au pregătit spiritual pentru aceasta, duhovnicește pentru aceasta. Așadar, la cina cea de taină, Hristos instituie liturgia. Acel foișor al cinei cele de taină era locul în care, după ce Hristos a fost arestat, după ce a fost crucificat, se adunau ucenicii, de ce de frica iudeilor, ne zice Ioan, de frica iudeilor? Pentru că iudeii, în furia lor împotriva lui Hristos, au căutat să omoare și pe toți ucenicii lui. I-au căutat pe toți ca să-i omoare, precum l-au răstignit pe Hristos. Și atunci ucenicii care au primit poruncă de la Mântuitorul să se iubiască unul pe celălalt, se adunau Seara încuiau ușile și se rugau împreună. Le era teamă de iudei, dar în același timp se bucurau de rugăciunea împreună. E, la această rugăciune comună a venit Isus Hristos, uh, după învierea sa, sau mă rog, în ziua învierii sale, uh, prin ușile încuiate. Ce înseamnă aceasta, prin ușile încuiate? Înseamnă că avea un trup care nu mai ținea cont de legile fizicii nu mai era doar un trup biologic. Era o oarecare materialitate în trupul lui Hristos pentru că, la un moment dat, ni se spune într-o altă pericopă evanghelică, i-a întrebat, aveți aici ceva de mâncare? Ca să nu, vadă, să nu creadă cumva că văd un duh, o nălucă. Am zice noi astăzi e o fantomă. Și i-au dat să mănânce fagure de miere și un pic de pește fript și a mâncat. Adică avea o anumită consistență materială trupului Hristos care i-a permis să și mănânce. În același timp putea să treacă de obstacole, să treacă, iată, prin ușile încuiate. Nu mai exista nicio preliște de natură fizică trupului înviat al lui Hristos, despre care ne mărturisește Sfântul Apostol Pavel că vor fi și trupurile noastre după înviere. A intrat și le-a zis, foarte important, în primul rând, pace vouă. Este pacea care venea de dincolo de lume. Era pacea care venea din veșnicie care venea din dumnezeirea sa. Într-o altă evanghelie, el când le zice din nou pace vouă, le precizează. Vă dau pacea mea, nu cum dau oamenii pace, ci vă dau pacea mea. Adică o pace care ar trebui să fie în primul rând sufletească. El n-a venit să semneze tratate de neagresiune sau de mai știu eu ce. Că noi ne-am învățat să, să spunem că pace este atunci când un stat nu este într-un conflict armat cu niciun alt stat. Atunci e pace. Atunci când nu avem conflicte unii cu ceilalți, suntem în pace. Dar aceea este o pace omenească. O pace pe care ne-o facem noi, ne-o construim noi. Ne-o argumentăm noi și cu mari eforturi câteodată ne-o menținem noi. Pe când Hristos a venit să ne aducă un alt fel de pace. Dacă ne-am adăpat sau am primit această pace a lui, cu siguranță, ea s-ar transforma în noi, în liniște și am fi la rândul nostru făcători de pace sau generatori de pace și nu de conflicte și de argumentări uh, aiurea. a aiurea. Le-a zis pace vouă, uh, dându-le, binecuvântându-i și dându-le această, repet, pace de dincolo de lume. Și-a mai făcut ceva. În acea zi a învierii sale, după ce le-a dat pace, adică i-a umplut de o, de ceva divin, de ceva dumnezeiesc, le-a dat sau le-a încredințat și misiunea, pentru care iată i-a pregătit timp de trei ani de zile. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Așadar, Hristos a împlinit voia Tatălui Său, făcându-se om, pentru ca noi să devenim, repet, Dumnezei după har, cum am spus duminica trecută, la fel El și-a ales ucenicii pe care i-a trimis la misiune, Grea misiune, precum el a fost trimis de tatăl și l o și mărturisește, precum tatăl m-a trimis pe mine, voi trimit și eu pe voi, dar nu-i trimite așa pur și simplu uh, fără nimic. Gata, mergeți, propovăduiți. Odată le dă pacea și pe urmă le mai dă ceva. Ce le dă? A suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora veți ține te vor fi. Și anumele de posibilitatea. Iată prima asemănare cu El, cu Dumnezeul mântuitor, posibilitatea de a ierta păcatele. Până la Hristos niciun om n-a avut această putere de a ierta păcatele. Uh, da, au fost tămăduitori, au fost uh, învățători de lege, au fost uh, și sunt, în continuare, multe categorii de oameni care se ocupă cu liniștea noastră. Da? Nu vreau să fiu rău. Dar există oameni care se ocupă cu o falsă liniștire a noastră pentru că tocmai nu au această putere de a ierta păcatele. Toți mari învățători de lege, păgâni, da? Uh, Buddha, Krishna, la, cât la 600 de ani după Hristos, uh, Mahomed uh, și toți îndemeitorii de mari religii din lume au avut niște. Uh, Capacități da? uh, psihice, psihologice, psihoemoționale și raționale cu totul deosebite, cu totul deosebite. Și toată învățătura lor a fost adusă și propovăduită pentru a crea un om mai bun, pentru a îmbunătăți calitatea, în primul rând calitatea uh, psihoemoțională a omului. Învățăturile lui Buddha sunt foarte frumoase și nu foarte îndepărtate de învățăturile Vechiului Testament, de învățăturile Evangheliei. Dar atât. Niciunul dintre ei n-a putut să ierte păcatele. Puteau cu toții să gestioneze formarea unor oameni sau unor comunități de oameni mai buni decât cei de dinainte, dar nu putea niciunul să ierte păcatele. Hristos, ca Dumnezeu, a iertat păcatele. Toate Evangheliile sale cu vindecări sunt sau marea majoritate, iertați-mă, nu toate, am greșit, sunt condiționate de acest lucru. Da, slăbănogul de la uh, Capernaum, iertate sunt păcatele tale, după care îl vindecă. Uh, femeia Gârbovă, iertate sunt păcatele tale, după care îl vindecă. Uh, orbul, iertate sunt păcatele, după care îl vindecă. Celor care, cărora le-a dăruit vindecarea trupească, în primul rând a dăruit vindecarea sufletească, adică iertarea de păcate. Repet, nimeni n-a putut să facă acest lucru până acolo pentru că nimeni nu era Dumnezeu, el era Dumnezeu. Ei, iată, pe discipolii lui, pe apostoli, îi trimite în lume înarmându-i, dacă pot să spun așa, cu aceeași putere de a ierta păcatele. Aici, practic, s-a născut taina mărturisirii, în această zi a învierii. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta și cărora le veți ține ținute vor fi. Așadar, apostolii, primind această putere, la rândul lor au transmis-o mai departe atunci când au hirontonit episcopi și preoți. Iar ce se întâmplă în taina spovedaniei este cu totul altceva față de ce se întâmplă în taina, cu ghilimele de rigoare, a psihologiei sau a psihoterapiei. Da, uh, la începutul secolului 20, Freud a inventat psihanaliza, după care Jung și alți mari creatori de școală psihoterapeutică, nu pot să nu remarc că toți au fost evrei, adică nerecunoscători ai lui Hristos, drept Dumnezeu, au inventat o știință a îmbunătățirii calității vieții sufletești, zic ei care s-a transformat în psihologie, da? știința psihicului din grecește. Și astăzi avem în lume nenumărate școli de psihologie, care toate și-au rolul lor. Din nefericire, din ce în ce mai multă lume, în lumea aceasta în care trăim, și care este generatoare de depresii și de alte afecțiuni psihologice, merg la psiholog. Și, normal, mintea omenească a inventat tot felul de terapii pentru îmbunătățirea calității vieții psihoemoționale. Dar niciun psiholog nu are puterea de a ierta păcatele. Niciun psiholog nu are puterea de a șterge cu buretele trecutul. Da, toți ne învață să ne împăcăm cu trecutul nostru, să gestionăm relațiile și așa mai departe. Dar niciunul nu ne poate da cu certitudine resetul pe care ni-l dă spovedania, chiar dacă nu resimțim așa. De acest lucru a fost nevoie ca de fiecare dată când intrăm în taina mărturisirii să punem un început bun, să plecăm cu resurse de la zero. Fără păcate. A, avem niște amintiri că nu putem să le ștergem cu buretele, dar duhovnicește vorbind, plecăm de la zero de fiecare dată când preotul duhovnic ne dă dezlegarea de păcate. E această putere le-a dat o Mântuitorul apostolilor în ziua învierii sale. Și credeți-mă, nu-i puțin lucru. Cred că este cel mai important lucru pe care îl poate primi un om ca dar. Harul acesta al, al vindecării sufletești sau al iertării sufletești. Bun. Mai departe. Toma nu era cu ei. Din ce motiv? Dintr-un motiv pe care îl vom înțelege foarte lesne dacă urmărim Evanghelia. Toma zice, zice, se poreclit geamănul, cel zis de ce era poreclit geamănul? Avea un frate geamăn, nu. Dar, ni se spune în, în, în tradiția noastră a bisericii că Toma era uh, un om care semăna foarte bine fizic cu Mântuitorul Hristos. Avea un chip foarte asemănător cu Mântuitorul Hristos. De aceea, ceilalți au poreclit geamănul, pentru că semăna foarte bine cu Hristos. Nu era printre ei. Și când, totuși, s-au reîntâlnit după câteva zile, i-au zis apostolii: Am văzut pe Domnul, e înviat, e viu. Iar el, sceptic, zice: Nu, nu, dacă nu voi pune degetele și voi pipăi rănile din mâini și din picioare, și dacă nu voi pune mâna în coasta pe care eu cu ochii mei am văzut-o că a fost străpuns cu sulița când a murit, nu voi crede. Cine este Toma? Este tipul raționalului, este tipul. Uh, raționalității uh, din care cumva ne împărtășim cu toții ca fire omenească. Uh, și bine ar fi să ne împărtășim, da? Uh, Toma este omul, prin excelență, care are nevoie de dovezi. Uh, nu voi crede până nu voi pipăi eu rănile. Uh, N-are cum să învieze un om. Deși trăise cu Hristos, Hristos de trei ori le prevestise Pătimirile sale, supliciul, uh, calvarul final, moartea, și mai apoi le-a profețit și învierea sa. Și cu toate acestea, Toma nu poate să creadă. Nici ceilalți apostoli n-au fost foarte încrezători. Dar Toma era, poate, dacă putem spune așa, mult mai mult decât ceilalți neîncrezători. Prototipul ateului de astăzi, nu ateului, iertați-mă, uh, prototipul. Uh, Celui care cere dovezi. Nu știu cum să-l numesc. Uh, și atunci a fost ales de Hristos, tocmai din acest motiv al neîncrederii lui, al, al neîncrederii în ceea ce spun frații lui, l-a ales ca să se încredințeze într-un mod foarte personal de realitatea învierii. Căci ne zice Evanghelia că după 8 zile, din nou erau adunați. Ce ne, ce, la ce ne duce cu gândul lucrul acesta? Ce le-a zis Hristos la cea cea de taină? Aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Aceasta să o faceți. Adică frângerea pâinii, liturgia cu alte cuvinte. În foișorul cel de sus se adunau ucenicii și să săvârșau acea liturgie primară. Se rugau, frângeau pâinea și se împărtășau cu trupul și sângele Domnului. La rugăciunile lor pâinea se transforma în trup și vinul din pahar se transforma în sânge. Această liturgie a fost mai apoi pusă Frumos scrisă de către Apostolul Iacov, unul dintre ei, primul episcop al Ierusalimului, care a și scris această liturgie și care s-a săvârșit până în secolul IV uh, în toate bisericile creștine. Liturgia Sfântului Iacob, repet, participant la Sfânta uh, Cină, cea de Taină. Ori acest lucru îl făceau ei duminică de duminică. De aici obiceiul nostru ca ziua noastră să fie ziua învierii și atunci cu precădere să vârșim Sfânta Liturghie. Și ne împărtășim cu trupul și sângele de Domnului împlinind poruncile lui sau porunca lui. Aceasta s o faceți într-o pomenirea mea. Asta făceau ucenicii. Adunați seara, săvârșau această liturghie, se împărtășau când a venit peste ei Hristos, prin ușile încuiate, demonstrând astfel o o altfel de structură a trupului după înviere. Toma n-a fost cu ei, tocmai pentru că, repet, era nu necredincios, ci dornic de a crede cu dovezi. E o mare diferență când spui necredincios sau ateu și când spui dornic de a crede, dar foarte rațional, sceptic. Pentru că necredincioșii de astăzi sau ateii de astăzi sunt cei care nu vor recunoaște nicio evidență. Nu vreau să intru acum în detalii cât s-a apropiat știința de astăzi. Noi aici ne-am obișnuit cu talk-show-uri, cu emisiuni, cu o mie de canale de muzică, de sport, adică doar cu divertisment. Și prea puțin mai citim și mai suntem la curent cu marile descoperiri din știință, nu cu iPhone-urile și cu tehnologia și cu electronica și cu informatica, ci cu marile descoperiri din fizica cuantică, din biologia, din epigenetică, de exemplu, da? Sunt niște științe noi despre care n-auzim prea ades, dar ele foarte mult se apropie prin rezultatele la care ajung de ceea ce ni se spune în Evanghelie, de rezultatele, ca să zic așa, Evangheliei și credinței și tradiției pe care le-am moștenit prin tradiție. E, Toma este, hai să spunem așa, prototipul omului de știință, care ar crede într-un Dumnezeu dacă l-ar vedea, dacă ar da mâna cu el. E, după 8 zile Toma era și el la liturgie, se împărtășa și el cot la cot cu ceilalți și în momentul acela intră Hristos din nou, din nou prin ușile încuiate, adică să nu mai fie niciun dubiu că este altfel de trup, nu este cel pe care l-au văzut pe cruce, da seamănă, este aceeași persoană, dar cu un alt trup. Și după ce le zice, oare ce, primul lucru, pace vouă, tot ce a însemnat întâlnire între... Apostol și Hristos am început cu aceste cuvinte, pace vouă, așa a intrat prima dată după care i-a făcut duhovnici și le-a dat puterea de a ierta păcatele, așa a intrat și acum, dându-le pace, adică liniștindu-i, nu vă temeți, nu vă tulburați, vă dau pacea de dincolo de lume și sunt convins că pacea aceea s-a așternut în acel moment pe ei, în inimile lor, în mintea lor și în inimile lor, după care se adresează direct lui Toma, hai Toma și pipă, e rănile mele. Și nu mai fi necredincios, ci credincios. Și în acel moment nu îi se spune decât că Tom a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Cu siguranță nu s-a dus să pipăie rănile. Nu ni se zice niciunde dacă a pipăit sau nu rănile. Deși într-o în mai multe biserici există această reprezentare iconografică cu Toma cu degetele în coasta Mântuitorului. Și zice acolo sub tablou, Toma pipăind rănile lui Hristos. Nu există așa ceva în Evanghelie pentru că nu a existat, dragii mei. Toma nu a avut nevoie să se mai convingă. Nu s-a dus să pipăie. I-au fost suficiente, i-a fost suficient faptul că Hristos i s-a adresat în mod direct, cunoscând gândurile lui. Cine altul putea să cunoască gândurile decât Dumnezeu? De aceea și zice Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică tu ești stăpânul vieții mele, ești Domnul meu. Eu sunt sluga ta, dar în același timp ești și Dumnezeul meu. Eu de bună voie Mă fac sluga ta și te recunosc de Dumnezeu. Tu ești Dumnezeul meu. Vedeți, din cel mai, uh, hai să spunem, uh, sceptic, aș venea să spun uh, științific uh, ucenic, dar nu științific, Dumnezeu să mă ierte că era un om simplu și el, din, din cel mai sceptic și mai uh, uh, doritor de dovezi, apostol, Toma se transformă într-un mărturisitor cu toată inima lui. Pentru că, vedeți, Toma n-a spus doar da cred că acum ești Dumnezeu. Cred că tu ești Hristos și ești Dumnezeu meu. Sau ești Dumnezeu. Uh, nu s-a mulțumit să zică uh, acum cred ce a zis Domnul meu și Dumnezeu. Adică și-a făcut din Dumnezeul general al tuturor oamenilor Dumnezeul lui propriu și personal. Vă spuneam duminica trecută. Este esențial pentru fiecare dintre noi să nu credem doar într-un Dumnezeu la modul general. Pentru că și hindușii cred, brahmanii, în unirea, topirea în nirvana, unirea cu Absolutul, un, un Dumnezeu așa, impersonal. Ăsta e termenul: un Dumnezeu impersonal. Ori Hristos, Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu personal, este o persoană. Și noi suntem chemați să avem o relație personală cu El. Nu să zicem eu cred în Dumnezeu, ci eu cred în Dumnezeu, care este Dumnezeul meu, al meu, al soției mele, al copiilor mei, același Dumnezeu este al tuturor oamenilor, dar în același timp este și Dumnezeul meu personal. Nu știu dacă mă pot face înțeles. Eu nu cred doar în noțiunea de Tată. Sau, da. Cred în noțiunea de tată, cred că există tată, cred că există mamă, dar în același timp am o relație personală cu tatăl meu și cu mama mea. El este tatăl meu și ea este mama mea. Cred în noțiunea de soție, da? dar ea este soția mea, unică, irepetabilă. La fel, cred într-un Dumnezeu, dar într-o noțiune de Dumnezeu, ci cred în Dumnezeul care este Dumnezeul meu personal. E o mare diferență între a crede la modul general și a crede într-un Dumnezeu care e al tău propriu și de care te simți apropiat și căruia împlinești poruncile de drag și nu de frică și așa mai departe. Deci Toma devine mărturisitor pentru că îl vede pe Hristos și acesta îi citește gândurile. Și și spune Hristos, nu-l mustră, dar îi spune așa, știți, cu un pic de mâhnire. Dar adevărată, pentru că mai văzut, Toma ai crezut și ești fericit, da? dar mult mai fericiți vor fi cei care vor crede fără să mă vadă. Și aici intervine, dragii mei, frumusețea de a fi creștin. În a crede tot ceea ce noi citim în Evanghelie, a crede în tot ceea ce ne pune biserica în față ca tradiție nescrisă în Evanghelie, numai pentru că așa ne-au transmis părinții noștri din neam în neam, din generație în generație. Aceea este credința. În momentul în care vine, să spunem, un uh, om de știință sau de mai puțin știință, că știți, până la moment de știință sunt foarte inteligenți, toți. Și mai devreme sau mai târziu ajung să creadă în Dumnezeu. Și cel mai elogvent exemplu este Marele Einstein, da, descoperitorul teoriei relativității, care și a, ea este astăzi depășită de mecanica cuantică. Einstein a spus la un moment dat și este confirmată această zicere a lui că nu îl mai interesează nimic din toate acestea, experimente, știință, legi și așa mai departe, ci mă interesează să știu care sunt gândurile lui Dumnezeu. Foarte frumos spus. Ori noi ne risipim în tot felul de nimicuri și mai vine câte un deștept și pe la noi pe la biserică care spune că el știe pe toate. Nu are nevoie, el nu stă la predică, el nu stă să asculte învățătura de credință. El a plecat și a pus lumânarea și a plecat că știe el care e treaba cu Dumnezeu. Nu l învață pe el nimeni. Ei, aceștia au tot suficienți sau autosuficienți, iertați-mă, sau a toate suficienți, sunt mai periculoși decât ateii sau decât necredincioșii de tipul Toma. Pentru că, repet, necredinciosul de tip Toma vrea să creadă, dar vrea argumente. Pe când necredinciosul care este plin de propria lui părere și de propria lui viață, nu are nevoie și nu accepte nicio explicație. Este de ajuns mintea lui. Este de ajuns gândul lui. Ei iată, marelui Einstein nu i-a fost de ajuns gândurile lui și nu avea gânduri de azi, de ieri sau de doi bani, avea niște gânduri extraordinare ca om de știință și el le-a dat pe toate deoparte și voia să cunoască gândurile lui Dumnezeu. Și noi oamenii, în marea noastră majoritate ne ajung gândurile despre sport, despre biliard, despre snooker, despre tenis, despre toate sporturile posibile la care suntem capabili să stăm ore întregi în fața televizorului, despre muzică, despre divertisment, despre toate lucrurile astea care ne ocupă timpul, ne sunt de ajuns, dar nu încercăm să trecem de acestea și să gândim în termenii Evangheliei despre Dumnezeu, nu după mintea noastră. Acesta este cel care ne spune cum să gândim. A, da, până nu cred, nu văd. Și Hristos îi zice, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Mai fericiți vor fi cei care vor crede fără să mă vadă. Ei, în această categorie suntem noi, dragii mei chemați, creștinii, să ne situăm în categoria celor care cred fără să vadă. Și nu în acelor care, după o, o foarte proastă, iertați-mi cuvântul, înțelegere, undeva prin evul mediu s-a produs această confuzie, că există un dicton al bisericii crede și nu cerceta, din potrivă. Da, pentru acel crede și nu cerceta au fost arși pe rug, mulți, inclusiv uh, marele Giordano Bruno, un mare om de știință, pentru că a îndrăznit să cerceteze. Din potrivă, biserica noastră a răsăritului, aș spune biserica universală, ne spune cercetați scripturile, cercetați, Veniți și gustați și vedeți că bun este Domnul. Cercetați acolo și vedeți și faceți. Deci nu există. Cercetați ca să vă convingeți. A, nu veți putea avea o întâlnire personală cu Dumnezeu. Dacă nu, intrați în viața liturgică, duhovnicească. Mulți dintre cei ce au experimentat și experimentează pe zi ce trece mai mult viața duhovnicească, au la un moment dat întâlnire cu Hristos. Sunt nenumărate mărturii în acest sens, doar trebuie căutate. Viețile Sfinților și așa mai departe. Scrierile Sfinților, părinți, care cu toții dau mărturie despre întâlniri chiar la modul personal cu Hristos. Asta în momentul în care cauți acest lucru și vrei cu adevărat să-l întâlnești pe Hristos. Așa cum și-a dorit și Toma. Să dea bunul Dumnezeu, să avem, măcar o dată în viață, o întâlnire fundamentală. Dacă nu cu Hristos, măcar cu un om al lui Hristos. Care să ne deschidă pentru totdeauna inimile și mintea spre perspectiva aceasta, despre care tot vorbim și pe care ne-a adus-o Dumnezeu a învierii noastre, pentru că El ne-a înviat. Hristos a înviat. A -a 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 -a.